Liceu, cimitir al tinereții mele, profesor pe danți și examene grele, pun punctele de suspensie deferente și aferente. Și vă salutăm cu toată deferența din chiar aula colegiului Ștefan cel Mare. Și asta dintr-o pricină sentimentală, pentru că cele două personaje pe care le aveți deja în casele dumneavoastră au fost școliți în acest faimos liceu. Liceu, cimitir al tinereții mele, puncte de suspensie. Bine ne-am regăsit, dragi prieteni, și aș îndrăzni spune chiar iubiți abonați. Bine ne primiți în căminele dumneavoastră și astăzi. Și apoi, de ce nu, ce preambul, ce prefață mai faină voiți înaintea calendarului cu roșu de mâine, când e 8 martie, decât să ședeți în casele dumneavoastră cu ochii pe noi și cu urechiușele aferente. Și dacă are haz vorba noastră și cuvântul nostru, luați act de ele. Suntem în aula liceului Ștefan cel Mare, mulțumim. Aici am școlit și unii și alții. Ne-a fost drag să filmăm aici. Iată, o facem cu toată disponibilitatea corazonului. Și mă și grăbesc să vi-l prezint pe medieșul meu din stânga, pe care abia așteptați să-l decodați, scanați-l. E prezență rară în urbe. Am profitat de momentul acesta. L-am poftit în preajma noastră și haideți să ne salutăm prietenul nostru, cu state îndelungi în preteșugul nostru, scurt, Aurelian Crăiuțu. Aurelian Crăiuțu, mulțumim că te afli din nou în școala în care ai învățat. Mulțumesc pentru invitație. Și te dau pe mâna celor privitori exigenți și calzi care vor să vadă ce și cum un fost elev al Ștefan cel Mare lui și Sfânt, care învață, care a învățat și care la rândul său a devenit magistru în Taman, Statele Unite. Te rog să te dai pe mâna prietenilor noștri. Mulțumesc încă o dată pentru invitație, mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Se vor împlini curând 31 de ani de când am absolvit acest liceu, deci am fost aici în anii 80, la începutul anului 80, o perioadă nu tocmai apropiată în timp, dar nici foarte depărtată, pentru că uitându-mă la istoria liceului, îmi dau seama că a fost doar, să zic așa, o etapă într-o istorie care a împlinit de curând 150 de ani. Dar eu am fost elev al liceului într-o perioadă în care exista o schimbare în viața acestei instituții. Nu era un deceniu într-un totul luminos, ca să spun așa, însă rămăsese de pe vremea aceea încă ecoul marilor profesori, unii dintre ei încă activi, alții ieșiți la pensie de curând în anii aceia. Astfel încât îmi amintesc cu plăcere de câțiva dintre dascălii mei, dar nu am nostalgiile pe care le-am văzut la alții, în sensul că anii aceia au trecut, au avut un rol formator pentru mine și mi-am luat zborul spre alte cariere și spre alte zări, ca să spun așa. Suntem cu toții patru colțuri ale lumii astăzi. Am văzut că liceul are o serie de absolvenți care s-au afirmat pe toate meridianele lumii și acest lucru mă bucură, pentru că trăim acum într-o lume globală, globalizantă, și este bine că liceul a reușit să-și pună imprenta asupra atâtor oameni care au mers în atâtea direcții. Deci, cam așa văd eu pe scurt traiectoria mea aici. Am fost un elev, ca să spun așa, sârguincios, dar nu-mi găsisem cariera prea repede atunci.
liceul avea un profil de matematică fizică în anii aceia și era un liceu care începea pe vremea aceea să pună mai puțin accent pe literaturile lumii, pe literatura română, pe istorie, astfel încât eu m-am îndreptat aproape instinctiv către acele domenii care erau neglijate. Asta a fost ceva pe care am făcut în general. Eu aici am descoperit literatura universală, pentru că nu era citită, nu era studiată. Și biblioteca liceului, de care mă leagă o frumoasă amintire, a fost locul unde, în vara anului 1982, dacă țin bine minte, am stat, am citit, mă uitam cu admirație la volumele în limba germană, care erau adăpostite în bibliotecă. Și era o lume, ca să spun așa, care îmi vorbea de dincolo de prezentul acela. Și asta mă fermeca. Cam asta este despre. Da, și după liceu? Liceul a fost... A fost începutul formării mele, pentru că îmi dăduse un imbold. Vroiam să fac anumite lucruri pe care după aceea n-am reușit să le fac la nivel oficial, ci doar la nivel informal. Dar decizia mea de a merge la Academia de Științe Economice, după ce câștigasem Olimpiada de Română, a fost una dictată oarecum de constrângerile timpului acela. Nu se putea studia filozofia sau literatura sau științele politice, îmi dau seama acum, așa cum le studiem astăzi, pentru că nu existau acele canale. Astfel încât am studiat la o facultate care nu mi-a dat satisfacții nici intelectuale, nici personale remarcabile. N-au fost, am pierdut, pentru că în paralel am avut un proiect de formare intelectuală alături de un om remarcabil, e vorba de Mihai Șora, pe care l-am frecventat în tot acei ani, deci am făcut două facultăți, ca să spun așa, una oficială și una neoficială. Dar au fost ani în care ceea ce era interesant era faptul că noi aveam contramodele. N-aveam modele, dar aveam contramodele și din când în când răsăreau câțiva oameni pe care îi admiram pentru că reușiseră în ciuda timpurilor să facă anumite lucruri care erau remarcabile. Deci, țin minte, eram chiar în acest liceu, era noiembrie 1983 și apăruse atunci jurnalul de la Păltiniș. Eu citisem o recenzie a cărții în România Literară, semnată de Eugen Simion și urmăream avid apariția cărții la librăria de peste drum. Astfel încât când s-a deschis librăria în ziua respectivă, eram primul cumpărător al cărții la librărie. Jurnalul la Păltiniș. A fost o carte care a avut un rol important în formarea mea intelectuală pentru că mi-a oferit o gură de oxigen într-o lume care era destul de prăfuită. Am avut atunci, dintr-o dată, revelația unui posibil model. Ce însemna noi ca pentru elevul de 17 ani de atunci? Era cineva care punea accentul pe filozofie, pe limbile străine. Noi ca vrea ca toți tinerii care aveau aspirații culturale să învețe limba germană și limba greacă. Ei, limba greacă n-am mai învățat-o eu, dar limba germană o învățasem. Și îmi plăcea ideea să mă antrenez la germană citind, să zicem, Schopenhauer, care exista în biblioteca acestei instituții. Și există și astăzi, cred. Erau acolo și personajele principale? Erau acolo și personajele principale, Liceanu, care aveau atunci și au păstrat până în ziua de azi, văd, o aură mitică. Erau oameni dintr-un timp scufundat, care apărea în primul planul lumii pentru a vorbi cu un om care realmente venea dintr-un trecut mitic, generația anilor 30. Nu mi-am păstrat până astăzi întreaga admirație față de acel univers, dar respectul și, cum să spun, reverența sunt acolo unde trebuie. Am rămas în continuare un mare admirator al operei lui Noica, dar îmi dau seama că noi proiectam asupra acelei lumi, e o lume de castalie, cum spunea Hermann Hesse, în jocul cu măgelă de sticlă, o lume complet ieșită din buciumul și zgomotul timpului mundan, ca să zic așa, profan, și era o lume sacră aproape. Sigur că noi o investisem cu o aură pe care ea nici nu vrea să o aibă și nici nu trebuia să o aibă. Deci oamenii aceia nu erau sfinți, nu erau mănăstire, nu era o, să spun, o lume post-adamică, dar așa apărea ea în anii aceia și acest lucru trebuie bine spus. Deci au fost mulți alții ca mine care au fost influențați de acel model.
La anii aceia. La anii aceia, în 83. Acum splendid, da. Trebuie să ne întâlnim cu cărțile, cu oamenii, cu conjuncturile cele favorabile care au efecte asupra ne. Vreau să mă fudulesc că am avut prilejul să-l ascult pe Constantin Noica. Se întâmpla asta când în studenția mea, în Casa Pogor, unde erau celebrele prelecțiuni, și mi-e tare drag și e tare drag sufletului meu faptul că într-o seară invitați erau doi români de bază. Unul se numea Constantin Noica și celălalt era Edgar Papu. Pe fiecare îi port în inima mea, în felul lor și după chipul și asemănarea mea. Edgar Papu, celebru universitar bucureștean și cu cărți importante despre Eminescu, mi-e drag pentru că a rostit cândva următoarea vorbă, nu chiar în vânt, așa, spunând că obârșiile papei Ioan Paul al II-lea, că tot suntem pe subiect în ceasul acesta, ar fi de obârșie bucovineană. Că rubedeniile sale dinainte s-ar trage din Bucovina și că ar fi migrat încolo spre Polonia. Doi, mi-l amintesc pe Constantin Noica vorbind despre Eminescu, amândoi au vorbit despre Eminescu, amândoi au cărți fundamentale despre Eminescu. Știu că la un moment dat întreabă Noica pe Papu: ei bine, câte din manuscrisele Eminescului le-ai cercetat, le-ai văzut? Și el a spus că abia a reușit să vază vreo 5 din ele. Cum, ai scris o carte despre Eminescu și doar atâtea? El, Noica, ce le văzuse pe toate. Și ținea foarte mult să facem un Eminescu integral, opera Omnia, da? Așa cum în germană, că tot ai pomenit, Goethe este, tot ce a scris Goethe este pe mâna tiparului. Să nu ne ferim de texte, știu, vulnerabile sau licențioase, le are și Eminescu, cum le are Creangă. Și mai plăcea, dacă vrei, o duc acum spre anecdotică, Constantin Noica, și din pricina următoare, că făcându-și el hogeagul acela de la Păltiniș, celebră stațiune acum vacanțieră la români, nu prea știau băștinașii cu ce se mănâncă omul ăsta, de al cui, cine este. Până la urmă s-au lăsat unii pe alții în pace și au zis, nu-i nimic, ăsta este frizerul stațiunii Păltiniști. Da, frizerul. Noi că avea o rutină, se plimba în fiecare zi, dimineața și după amiază, avea în jur de 2 ore de plimbare și plimbarea era peripatetică, era înconjurat, nu? De învățăcei. Da, de oameni tineri. Sigur că fenomenul trebuie analizat din perspectiva timpului încă o dată. A fost o încercare complet donchihotesc, așa, de a regândi ce se poate face în timpuri întunecate, ca să zic așa. Și a fost un model care nu poate fi nici... Da, e atipic. Așa cum umbla cu ghetre, se cheamă, da? Da. Ciorapile lungi peste pantalon. Eu am avut ocazia să văd casa lui și să vizitez momentul după moartea lui. Era în februarie 88. M-am dus întâmplător cu o excursie a facultății unde eram. Și țin minte că am fost impresionat de atmosfera. Era o atmosferă albă, era februarie 88 și se simțea în continuare în aer că dispăruse ceva important. Eu simțeam cel puțin acest lucru. Și m-am apropiat de locul acela cu referența respectivă la vremea aceea. Dar pe mine m-a impresionat cărțile lui Noica. Nu cele în care vorbea atât despre spiritualitatea românească, care după părerea mea sunt cărțile lui cele mai slabe, ci cărțile lui de filozofie. Deci eu citisem
Nu știu ce înțelesesem la vremea aceea, dar devenea într-o ființă, o citisem cu creionul în mână și o am și acum anotată la București. Și este o carte care, cred eu, are o structură care a rezistat timpului. Cartea lui de logică e foarte importantă, scrisă oricât de Hermes. Deci lumea în general a vorbit despre noi ca în mod neștiințific și neprofesionist, pentru că s-au referit mulți la încercările lui pe linia ușor protoconistă impusă de papă, aș spune. Astfel încât au neglijat, pentru că erau mai greu de citit, textele lui filozofice. Dar fenomenul noi ca nu se poate limita la încercările lui de a-l resuscita pe Eminescu sau limba română, care sunt lucruri importante. Favoritul meu este noi ca filozoful pur, care a încercat, care venea dintr-o tradiție remarcabilă, scrisese cărți despre Kant, Descartes, și acea elevație filozofică a lucrărilor lui, cred eu că a rezistat timpul astăzi. Aș mai spune că își dorea să facă acolo ceea ce el numea antrenori culturali, sintagma îi aparține. Acum? Antrenori culturali. Uh-huh. Și țin să aflu cu plăcere că fiul său, care a trăit multă vreme în Anglia, este în România undeva, aproape că puțină, foarte puțină lume știe, un înduhovnicit desăvârșit, Rafael Noica. El este la... Unul din cei mai căutați duhovnici ai... Cred că la Remeț, undeva în jurul Remeț. Da. Foarte discret, nu se vede, nu se aude decât de inițiați. Dar haide să-i lăsăm acolo și să venim să facem din tine subiectul zilei. E mai ușor să vorbești despre alții decât despre tine. Da. Cine este Aurelian Crăiuțu pentru cineva care se uită la noi și nu știe mai nimic despre? Ce faci acum? Da. Unde combați? Deci ce nu, și cum? Nu-mi plac hagiografiile, așa că voi fi la obiect. Predau științe politice, sunt profesor de teorie politică, filozofie politică. Predau, de fapt, cursul mai mult de istoria gândirii politice. Este un subiect foarte onorabil, ca să spun așa, deci cuvântul politică din această descriere trebuie luat cu un grăunte de sare. Știu că definiția politicii aici este una alterată, ca să spun așa, de cotidian. Deci vreau să redau dignitatea acestei discipline. Predau cursul de introducere în gândirea politică, gândire politică modernă, de la Machiavelli la Marx sau la John Stuart Mill și alte cursuri mai specializate, gândirea politică clasică, deci cursul de la Tucitide, Platon, Aristotel, la Sfântul Augustin și Toma de Aquino. Și am o întreagă sferă de predare. Eu sunt, ca să spun așa, specialist, că tot trebuie să fim specialist în ziua de azi pe ceva, pe o porțiune mult mai mică. Se spune, vulgarizând, la modul superior, se spune să ai expertiză, vezi acum. Expertiza mea, cu cuvânt pe care nu-l agrez, este gândirea politică franceză din secolele 18, 19 și parțial 20. Deci aici ne-am făcut eu doctoratul și aici am fost... ca să spun așa, a fost activă în acest domeniu. Sunt în continuare. Am publicat o serie de cărți în limba română și în limba engleză și o traducere în limba franceză care mi-a apărut în 2006. În limba română am două cărți până în clipa de față. Elogiul Libertății a apărut în 1998 și Elogiul Moderației în 2006. Am mai editat o carte, Dialog și Libertate, cu Sorin Antohi în 1997, Eseuri în onoarea lui Mihai Șora. Și am mai tradus câțiva autori francezi care mi-erau dragi mie. În principal, unul care mi-a rămas foarte apropiat sufletul este vorba de Gustave Thibon. Este un filozof catolic care a editat-o pe Simone Weil în anii 48, în sfârșitul anului 40, și care s-a sins din viață în anul 2001, la vârsta de 98 de ani, 1903-2001. Ultima mea carte a apărut anul trecut, un an în urmă aproape, la editura Universității Princeton. Se numește, în limba română tradusă, se numește O virtute pentru spiritele curajoase, moderația în gândirea politică franceză de la 1748 la 1830. Dacă e să pun punctul pe cărțile care mă reprezintă cel mai mult, dacă vorbim de asta, oamenii pot să... mă caută, cei interesați pot să facă o căutare pe Google și află mai multe.
Sunt două cărți care, la care țin cel mai mult. Una este cea de care am vorbit, cartea despre moderație în Franța, și o carte despre Tocqueville, pe care am editat-o și tradus-o împreună cu un bun prieten de la Universitatea Queen Mary din Londra, Jeremy Jennings, apărut în 2009. Am editat și tradus cu el toate scrierile despre America, pe care Alexis de Tocqueville le-a publicat după apariția democrației în America. Este volumul cel mai cunoscut despre democrație în America și ne-am editat și am descoperit manuscrise noi, greu de crezut, am reușit să facem asta, am descoperit manuscrise noi ale lui Tocqueville sau către Tocqueville, scrisori în principal, care aruncă o lumină nouă asupra a ceea ce a gândit el despre America după apariția volumului 2 din Democrația în America în 1840. Tocqueville a trăit încă 19 ani și ne-am adunat toate scrierile lui despre America în acel volum. A apărut la editura Universității Cambridge în 2009. Astăzi. Ai pomenit moderație. Am știință că în cursurile tale își află loc în destul ceea ce atât de cu delicatețe se numește fericire și feminism. Ai vrea să faci câte o glosă? Feminism mai puțin. Nu sunt specialist, dar am spus că m-ar interesa să includ câțiva autori. Am editat o carte a doamnei de Stael. Doamna de Stael a fost o figură marcantă în timpul Revoluției și după Revoluția franceză, unul din adversarii cei mai redutabili ai lui Napoleon, de altfel. Și am editat cartea ei despre Revoluția franceză în 2008. E o carte remarcabilă pentru că este un portret al timpurilor și un portret al tatălui ei, care era primul ministru al regelui Ludovic al XVI-lea, Necker. Deci atât știu eu despre rolul femeilor în da, viața politică. Treci la capitolul asta atât de gingaș. Predau un fericire, curs, da, un curs despre ideea. Cu ce se mănâncă? Poate ne dai și nouă rețetarul? E un subiect extrem de la modă, poate prea la modă, ceea ce mă sperie. Există o ecloziune de studii, o înflorire a interesului aici. Economiști, sociologi, psihologi, filozofi și, iată, specialiști în științe politice. Detest cuvântul politolog, deci pe la nu-l folosesc. Oamenii din diferite domenii se apleacă asupra acestui concept pentru a înțelege ramificațiile. Unul din statele lumii, un stat foarte mic în sânul Asiei, e vorba de Bhutan, a schimbat de altfel modul de a măsura calitatea vieții, schimbând de la produsul intern brut pe produsul, se numește gross happiness product. Deci măsoară, să zicem așa, calitatea vieții concentrându-se asupra conceptului de fericire. O chestie absolut remarcabilă. Și din punctul ăsta de vedere mă interesează ce înseamnă ideea de fericire privită din anumite perspective. Deci studiem legătura între fericire și natură, da? Deci cadrul în care trăiești. Studiez legătura între fericire și tehnologie. Noile tehnologii care ne domină viața în clipa de față, au ele un aport la fericire sau, din potrivă, ele sunt un obstacol în calea fericirii? Studiez de asemenea importanța politicii în promovarea fericirii. În ce măsură anumite regimuri politice... Cred că sunt total paralele. Probabil că nu. Ce să aibă politicia cu fericire? Pentru că politica poate... Cu nefericire. Da, exact. Politica poate impune un grad enorm de nefericire. Așa. Stricând viețile oamenilor și făcându-le agitate. De aici și cuvântul stricat? Stricată? Stricat. Asta e un cuvânt corect. Aici, da, strică. Da. Și atunci politica nu trebuie să-și propună promovarea fericirii, că atunci... Și de unde a vântul ăsta către zona aceasta turbată? M-a interesat subiectul la un moment dat mai mult decât în alte momente. Acum sunt relativ detașat de el. Dar cursul predau în virtutea unei programări care se face la nivelul universității. Deci studenții sunt interesați de el și atunci sunt întrebat, vrei să-l ofer? Și l-o ofer odată cam la 2 ani. Și te nevoiești să-i faci mai fericiți pe cei ce nu, te nu, ascultă? Nu, am studenți, nu din potrivă. Am studenți care sunt foarte decepționați după primele întâlniri pentru două motive. Unul, că ei au crezut că e un curs de ceea ce se numește în engleză self-help, deci autoterapie, ca să zic așa, și nu este. Numărul 2, e foarte mult de citit. Eu sunt un profesor în sensul vechi al cuvântului. Eu cred că înainte ca studenții să-și poată exprima opiniile în mod clar, ei trebuie să se pregătească, să citească. Să aibă bibliografie. Să aibă bibliografie. Sau cum spune Marga,
Spune intelectual, intelectual, dar vreau să vă văd cu operă, intelectual cu operă. Da, domnul Marga nu stă nici el grozav la capitolul de operă, dar... Lăsăm dar, acolo, nu, nu ne uităm la culori. În privința asta nu, nici. Dar în privința asta e important. Trebuie să ai ceva în spate ca să poți să studi. Deci vreau să se întâlnească cu anumite cărți mari. Una din cărțile, sunt două cărți la care țin în această carte, în acest curs. Una este Visările unui hornar singuratic, e o carte superbă a lui Rousseau, care a fost tradusă în limba română, întâmplător, de Mihai Șora. Și este o carte extrem de romantică, în care Rousseau se refugiază pe o insulă, începe să viseze dincolo de zgomotul și furia lumii la ceea ce înseamnă fericirea individuală. Și a doua carte, care o citesc acolo și o merităm asupra ei, este Minunata lume nouă, a lui Aldous Huxley, celebrul prozator britanic refugiat în America, nu? Care a văzut în 1933, atunci a fost publicată cartea, cred, a văzut profilul luminoase de astăzi. Trăim într-o perfectă, minunată lume nouă în care tehnologia, noile cuceriri în domeniul medicinei ne domină absolut toate dimensiunile vieții. Am o rugăminte la tine. Să mă întreb ce e în capul meu în sensul fericirii. Să-ți dau eu o definiție, da. Voiești? Absolut. Am două. Alegi. Unu. Că fericirea nu înseamnă acumulare de avuție. Sunt fericit în măsura în care nu-mi doresc mai multe. Sau a nu-mi dori mai multe și a avea mai puține. Și doi, aș spune într-un text pe care l-a scris un chinez, înainte, cu vreo 500 de ani înaintea Mântuitorului Iisus, și spune cam așa: pentru mine fericirea este în felul următor: dacă am orez să-mi astâmpăr foamea, apă să-mi sting setea și brațul stâng să mi-l pun așternut sub cap, sunt fericit. Dacă am bolul de orez să-mi astâmpăr foamea, apă să-mi sting setea și brațul îndoit sub cap drept așternut, sunt fericit. Se spune că un om obișnuit are 10.000 de trebuințe. În deopște s-a fixat la 11.000 de trebuințe. Un om mediu. Un om cât de cât scuturat de dorințe și de nevoințe ar prenumera, un om de acum spre coclaurii de săvârșire, ar avea la purtător doar vreo 11 trebuințe. Uite, aici îmi place să evoc perspectiva stoicilor. Ceea ce ne face nu nefericiți, dar agitați și superficial, nu este atât lucruri din fața noastră, cât raportarea noastră la lucrurile din fața noastră. Deci sunt acele lanțuri care sunt dezvoltate de dorințele noastre sau de fricile noastre, anxietățile noastre. Conjuncția este fericită. Da. Și dorințe și lanțuri. Exact. Deci acestea sunt lanțuri. Nu numai dorințe, dar și anxietăți, frici, anticipări și așa mai departe. Și aceste lucruri pot, noi nu putem controla lumea din jurul nostru. Sunt oameni care apar în lumea noastră, dispar, sunt... Și nici că îi putem schimba. Și nici că îi putem schimba. Dar noi ne putem controla, așa spune Epictet, așa spune Seneca, nu? Ceea ce putem controla este felul în care ne raportăm la aceste lucruri. Și din acest punct de vedere, cred eu că stoicii au o viziune importantă asupra ceea ce noi putem controla și ceea ce nu putem controla și ne dau o speranță. Acum, aș vrea să adaug la ceea ce spuneai înainte, lucruri fără îndoială cu miez, pentru că vin dintr-o tradiție atât de venerabilă, vreau să spun că e important și mediul în care trăim. Și aici este aici o problemă, să zicem așa, României de astăzi. A vorbi chiar despre ideea de fericire într-un astfel de timp și într-un astfel de mediu este o provocare, ca să fim sinceri, nu? Poate că este o provocare cu atât mai importantă cu cât mediul ne pare mai ostil
mai agitat, mai superficial, mai, să zic, străin adevăratul nostru dorințe. E important să adăugăm aici și semnificația prietenilor, cercul de prieteni cu care ne înconjurăm, deci, zic așa, relațiile sociale, dar cele autentice. Cineva observă că nu e musai să prenumărăm și de mii de prieteni. Nu, dar ai nevoie de un cerc intim, făcut de oameni cu care ai dialog. Fără îndoială, cum avem nevoie de un adăpost. Acum, e adevărat că tehnologia ne dă posibilitatea să fim în contact zilnic cu prieteni buni, care realmente buni, care se află la mii de kilometri departe. Se spune că important este să avem vocația prieteniei, darul, harul prieteniei. Exact. Să nu strângem numai în cercul acesta strâmt, unde norocul ne petrece. Marin Preda spunea tot așa, să nu mărim cercul. Vocația prieteniei mi se pare fundamentală pentru ființa vremelnică. De astăzi, de mâine, de poimine. E fundamental, dar există apoi... De acord, există și noi am supraviețuit vremurilor mai de răstriște în trecut. Îmi place cuvântul. Mai spune-l odată. Da, răstriște și jale, da? Răstriște, dar nu jale. Jale. A fost vremuri mai puțin fericite, ca să zic așa. Am reușit să trăim bine datorită cercului de prieteni. Și asta este important. Nu că prietenii ne creau iluzia unei fericiri, dar ne dădeau Sunt fundamentale. Oriunde. Devenirea noastră. Și nu vreau să relativizez importanța primim sistemului. Primim și dăm. Dă ca să ți se dea. Exact. Însă acum trebuie să spun că există și semnificația acestui termen care îmi scapă uneori, dar este vorba de prietenia civică. E vorba de o anumită decență, civilitate care se există în spațiu public. Și aici, sigur că nu atingem adâncimile sufletești de care vorbeam înainte, dar atingem o dimensiune care e importantă vieții în comun. Nu poți ignora dacă atunci când ieși din casa ta, pe casa scării sau când cobori treptele sunt ciuntite, oamenii aruncă diferite lucruri pe jos, nimeni nu se ocupă de spațiul public. Și aici nu vreau eu să dau lecții de civism, dar vreau să spun că ne afectează pe toți. Și nu trebuie să ignorăm importanța acestei dimensiuni care să ne facă cât să creeze oarecum, ca să spun așa, condițiile pe orizontală al unei veți împlinite pe verticală. Verticala nu ți-o dă decât raportarea ta la transcendență, raportarea ta la lucrurile profunde ale vieții. Dar pe verticală este foarte important ca spațiul în care trăim să fie unul cât de cât care să ne lase să respirăm, să nu ne pună obstacole. Și aici pe mine mă doare să văd în jurul nostru în continuare cât de Suceava arată destul de prost în clipa de față din punctul ăsta de vedere, să văd cât de în urmă am rămas în privința asta. Sigur, suntem capabili să mânim tehnologia, suntem capabili să conducem mașinile la ultimul răcnic, ca să spun așa. În parcarea subterană de la casă de cult. În parcarea subterană sau cea peste la suprafața pământului, dar nu suntem capabili să ne ținem scările blocurilor curate, nu suntem capabili să avem trotuare în care să nu pășim. De când am venit aici, risc să-mi stric perechea de pantofi cu care am venit singura de altfel, pentru că permanent dau peste o groapă sau nu știu ce. Acest lucru se poate face și nu trebuie să așteptăm de la primar, de la partide, de la președintele țării sau de la primul ministru. Aceste lucruri trebuie făcute de către societatea civilă. Acest lucru nu exista nici în vremea când trăiam aici ca elev și nu există prea mult nici astăzi. Văd toate canalele televiziune obsedate de politicieni. Aseară am văzut unul a trecut din PDL în PNL. Un trădător, fără îndoială. Stânișoară, da. Nu dau nume. Frunză verde. Stânișoară. Asta trece ca vântul și ceea ce rămâne sunt lucrurile făcute la firul ierbii. Este o sintagmă în care cred. Lucrurile astea la firul ierbii. Sunt fotbale. Vezi de seară să vezi meciul? Nu știu ce meci. Da, Steaua cu Chelsea. A, de seară, da. În fine, o să mă uit. Dar dincolo de asta, cred eu că fericirea are această dimensiune civică. Cuvântul pe care vreau să folosesc e civilitate. Da. Nu arăți degetul de la volanul mașinii, nu claxonezi ca prostul,
când mergi la un birou public, ești tratat cu o anumită deferență, cu civilitate, nu ești trimis de la un birou la altul, unul se uită la tine. Am fost la primărie întâmplător, m-a adus aici un eveniment trist, e vorba de moartea mamei și trebuie să facem câteva acte. Ei, la primăria orașului Suceava, pe care o știți mai bine ca mine cu toții, s-a păstrat acel obicei absolut detestabil ca să te apleci, ca să vorbești cu funcționarul. E adevărat că a fost acolo o bancă, da, din cât înțeleg. Deja te pune într-o poziție de inferioritate. Nu există nicio justificare. Nu? Există, nu există adică nicio justificare să te apleci ca să vorbești cu un funcționar pe care tu îl plătești din taxele nu tale. Nu e concordie între nu părți. Concordie. Nu? Acest lucru trebuie... Deja te face în poziție de, exact, de plecăciune. Exact. Da? Acest lucru nu există. Am înțeles că există și alte instituții unde s-au... Precând raportul ar trebui firesc să fie altul. Invers. Pentru că, nu îți amintesc ce știi bine, ministrum în latinie înseamnă tocmai slugă. Deci cel care este în slujba cauzei publice și nu viceversa. Exact. La noi suntem fascinați cu schimbarea ministrilor, dar știm că acest lucru nu schimbă adevărata realitate pe teren. Adevărata realitate pe teren se schimbă în momentul în care acel panou care separă funcționarul public de către cetățeanul cu drepturile de pline dispare și atunci discutăm de la egal la egal și ne rezolvăm problemele. Ori acest lucru nu înțeleg de ce nu se face. Eu dacă aș trăi în Suceava, aș cere primăriei să dea jos acele ecrane care n-au absolut niciun fel de sens. După și emisiunea noastră n-o să se întâmple nimic, dar se mai pune niște bariere. Nu, dar este important ca aceste lucruri să fie schimbate, pentru că oamenii au fost drăguți, am reușit să rezolv fără pile, ca să spun așa, ceea ce aveam nevoie. Dar pentru mine chestia asta a reprezentat o amintire neplăcută. Și ce te-a mai indispus de când ai descălecat în România? Am descălecat, cum spuneam, dintr-un prilej trist. Deci nu e vorba de descălecare în sensul adevărat al cuvântului și rămân aici legat profund în mormântul părinților, a bunicilor și a mai departe, tatăl în viață, și asta mă bucură. Dar dincolo de asta vreau ca spațiul public să arate altfel și drept să spun, uitându-mă de exemplu la pozele din fața blocului unde stăm noi în anii 70, comparat cu ce este acum, fără să idealizez anii 70, arăta ca paradisul pe pământ. Era, de exemplu, în fața blocului nostru, erau două rânduri de flori, erau niște trandafiri priviți cu grijă de unul din profesorii care predau aici, e vorba de profesorul Diogene Gafița. Omul avea o pasiune pentru flori și pentru spațiul din fața blocului. Era o bancă care era un loc de socializare. Banca a dispărut, a fost transferată în altă parte. Oamenii se întâlneau, schimbau, e adevărat, mai bărfeau, mai vorbeau despre una, despre alta, dar era un loc de socializare. Acum nu te mai întâlnești. Acum îți faci uși de metal. Acum nici măcar nu mai pui un bec în fața ușii. Nu, ai spus nu te mai întâlnești, nu? Întâlnirea, în spațiul, apropia. Da. Acum sunt în spațiul despărțim public. Acest lucru glacial părțile. M-a mai deranjat un lucru pe care nu-l pot confirma pentru că nu l-am experimentat direct, dar am sentimentul că e corect. Mă deranjează să văd accesul pus pe materialism în dauna culturii, în dauna grosier. Altul. Da, în materialism grosier. Oameni tineri care nu au altă dimensiune decât înavoțirea rapidă, mașini, bani. Sigur, toată lumea vrea mai mulți bani și, contrar opinii generale, banii aduc fericirea dacă știi să-i folosești, dacă nu te faci sclavul lor, dacă nu devii sclavul lor. Pe de altă parte, însă, Suceava mi se pare a fi într-un deficit de cultură. Nu văd, voi țineți aici cu brio făclia câteva manifestări și le perpetuați, dar... Și pictorii și scriitorii nu fac. Vezi săptămânal câte... Da, dar asta e important să fie mai activ. Mai vii? Oamenii să fie prezenți, nu în viața mea, ce eu care vin și plec sau mă rog, am un contact superficial cu orașul, să fie prezent în viața oamenilor obișnuiți, să aibă sentimentul că există ceva dincolo de mâncare, dincolo de mașini, dincolo de înavuțire, că, virgulă, cultura este o prezență vie, nu un cuvânt gol. Nu mai vorbesc de alte dimensiuni ale vieții, televiziunea așa mai departe, care, mă rog, poate aduce lucruri bune. Sper ca emisiunea aceasta să fie cât de cât un moment plăcut. Ferment. Da, mă rog, un moment plăcut. Stăm de vorbă. Haide să ne întoarcem în țara cealaltă, unde trăiești, unde combați.
Ce faci pe acolo? Vorbește-ne de românii pe care îi contactez. Studenți, țara profesor. Cealaltă în care trăiesc este de fapt un continent. Nu e o țară, nu? Statele așa nu spui e o țară, tu, nu. Este un continent. Este un continent. Și când spun un continent, cuvintele sunt măsurate. E vorba de, de un continent în care există mai multe țări. Sigur, ceea ce ne unește pe toți este atașamentul față de principiile politice care au făcut posibilă Federația Americană. Dar ceea ce e interesant este tocmai faptul că ne leagă un atașament politic și nu un atașament etnic. Sunt etnii de diverse feluri. America coastei de est este diferită de America coastei de vest, iar diferită de mijlocul Americii, unde de fapt trăiesc eu, la 4 ore sud de Chicago, la oră sud de Indianapolis, în orașul Bloomington, unde este Universitatea Indiana, și de sudul Americii, care este o altă lume, și Texasul, care este o lume separată. Deci, între aceste lumi există câteva legături, dar diversitatea este enormă. Așa că eu pot vorbi punctual despre locul în care trăiesc. Este, ca și aici, o lume provincială. America este o provincie enormă, o capitală, să zic așa, prost amplasată, o capitală amplasată într-un loc incert, ca să zic așa, și cu un teritoriu imens. Este o lume care a dominat secolul 20, un continent care a dominat secolul 20, secolul 20 a fost un american, fără îndoială, dar care probabil nu va mai domina secolul 21. Spuneam aseară la întâlnirea cu elevii de la Liceul Eminescu că centrul lumii se deplasează astăzi. Europa, după părerea mea, și-a spus cuvântul, rămâne un muzeu frumos de vizitat, probabil nu de trăit în el. America își cam trăiește ultimele zile, după părerea mea, ca mare putere mondială, pentru că afirmarea este cea a Asiei, e clar. Mă bucură ce și trebuie ca noi să cunoaștem această lume care se afirmă, să nu lamentăm declinul marilor puteri, este ceva normal, nici orice putere are un ritm biologic. Incrementa de... Da. Dar trebuie să fim realiști, adică să nu ne batem cu pumnii în pet, că suntem cei mai tari și cei mai deștepți. Deci asta este momentul Americii. Eu văd studenții mei, care sunt ca și cei de aici, oameni care încearcă să se formeze într-o lume în totală schimbare, și care, mă rog, au tarele și virtuțile lumii din care trăiesc. Tare, virtuțile, pentru că sunt oameni muncitori, studenții mei de obicei sunt obligați să lucreze ca să-și plătească taxele de școlarizare, lucrează de la 10 până la 20, chiar 30 de ore pe săptămână, deci sunt oameni responsabili. Ei nu sunt la facultate pentru că le plătește părinții, le plătesc părinții. Pe de altă parte, îi văd cu tarele lumii de astăzi, ușor, superficiali, obsedați de performanță fără a dori să pună prea mult travaliu în ea și, din punctul ăsta de vedere, sunt oameni care ne vor conduce destine zile de mâine. Eu când voi ajunge la pensie, ei vor fi cei care îmi vor plăti mie pensia. Deci am un sentiment de solidaritate cu ei, pentru că vreau ca ei să fie oameni cu capul pe umăr, pentru că eu să-mi pot trăi bătrânețea în liniște. Deci este o lume agitată, o lume care se transformă. Ceea ce îi văd diferit de studenții de aici, în sensul că nu sunt atât de concentrați pe problemele Americii, să zic așa. Ei sunt deschiși, vor să viziteze. În România există încă opțiunea, suntem români, aici se întâmplă multe lucruri, suntem fie foarte buni, fie foarte răi. Deci există această extremă între o negație a rădăcinilor sau o aderență la rădăcini destul de, pe părerea mea, nejustificată. Dar studenții americani sunt mai deschiși în privința asta. Vor să călătorească, n-au obsesia nombrilismului, nu se uită la buricul propriu. Vor să cunoască lumea și cred că aici asta este direcția viitorului. Se întâmplă atât de multe lucruri în lume. Avem acum accesul la internet în care putem să fim solidar și contemporan cu aceste schimbări, încât, practic, avem în față un continent enorm de descoperit. Acum spuneam, nu sunt eu profetul schimbărilor geopolitice, dar mi se pare clar că energia este în Asia. America rămâne o mare putere și nu vreau să dau de înțeles, sunt convins că nu și-a spus ultimul cuvânt, dimpotrivă. Nu uitați, toate tehnologiile de astăzi, de la internet, la Facebook, au fost în America, descoperite în America și mai mult niciuna n-a venit din Asia.
dar vreau să spun că există această schimbare în lume care se petrece și este important ca noi să înțelegem de unde venim și încotro mergem. Știți, am învățat-o bine de la America. Ce nu este între feblețele mele. Și dacă mi-ar dărui mâine cineva o drumeție în Japonia sau în state, nu m-aș duce. Mm-hmm. Îmi ajunge lumea mea și observai parcă și tu, nu mă mai importă călătoriile pe orizontală. Mă interesează tare mult cele pe verticală. Ți-am dăruit cărțile mele și ai văzut că pe copertă scrie Cioban la stele. Mi-e dor așa să o apuc de la târlă spre stele. Ce noroi și stele, da? Eu te invidez pentru acest lucru, pentru simplul fapt că eu încă mai doresc să mă călătoresc pe orizontală. Da, toată lumea merge, vede, văzut, veni, vide și văzut și vine înapoi și povestește. Da, am văzut, nu mai importă. Pentru mine Gioconda din Louvre nu-mi spune nimic. E un tablou foarte mic. Pe lângă un Mesteacăn pe care îl văd în octombrie. Mesteacănul mă omoară, e viu, e ruginit, e funcționează pe bază de viață. Am văzut iertare, hoardele, turmele de japani cu tălâncele foto la gât, îi vezi peste tot, te-au inundat lumea. Dar este o viață de caută, dar nu găsesc. Spunea cineva, eu nu caut, eu găsesc. Eu mi-aș dori să văd în continuare orizontală. Orizontală înseamnă și când te așează pe năsălie, în copârșeu, da? Aș vrea ca oamenii să fie îngropați așa, pe verticală. Ei, acum trebuie spus că există în viața fiecăruia un timp al explorării și un timp al descoperirii dimensiunii verticale și fiecare are cum să spun, ceasul pentru fiecare. Cred. Oricum mi se pare că cum să spun, nu e ușor nici una, nici alta. Nici cea pe verticală când descoperi. Nu exclusivamente, la un moment dat e o simbioză fericită între părți. Însă pentru generația mea, cea care a fost, deci a prins din plin schimbările din decembrie 89, pentru noi a fost momentul acelei explorări pe orizontală care trebuia făcută înainte, nu o făcusem și generația care au venit după noi n-au mai avut această, cum să spun, sete, această nebunie să vadă, să meargă, să încerce. Sunt generații puțin mai normale. Noi am crescut, cum spuneam, într-o lume prinsă într-un timp scufundat și când timpul s-a lichefiat, ca să spun așa, noi am fost aruncați în toate zările lumii și după aceea ne-am găsit noi rosturile pe unde am putut. Să ne mai spui o dată. În 89, în ce clasă erai? În 89 terminasem facultate, eram de altfel la Suceava, Revoluția am petrecut-o aici și facultatea o terminasem în 88. Și în America înveți, nici n-ai pomenit, parcă universitatea în care... Am pomenit o universitate indiană la Bloomington. Ok. Ne-am împăcat. Acolo. Și n-ai spus când liceul acesta în 84 ai câștigat Olimpiada Națională de Literatură Română. A fost un accident plăcut. Mi-aduc aminte cu plăcere. Fericitul incidentul, spune Creangă. Da, a fost o coincidență de factor care... Mă bucur foarte tare și probabil de asta stăm în scaune apropiate. Pentru că prezidentă atunci în Olimpiada Națională era chiar doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga, ce mi-a dăruit primul interviu în cariera mea de scârța-scârța pe hârtie. A fost șefa jurului, mi-amintesc. Da. Însă, mă rog, a fost, ca orice succes, a fost unul, să zic eu așa, întâmplător, pentru că se putea întâmpla și invers. Ții minte cu plăcere evenimentul. Se pare că timpul este foarte bine măsurat. Rostește-ne o vorbă către prietenii care au avut răbdare să ne urmărească. Sunt emoționat să spun orice, dar... O uvertură așa primaverală, tonifiantă. Cuvântul tău către prietenii tăi. Doresc tuturor să regăsească dimensiunea bună a vieții în comun. O dimensiune care să ne permită să trăim ca oameni decenți într-o societate respirabilă. Asta e tot ce pot să spun. Vă mulțumesc. Dimensiunea bună a traiului... Vieții în comun, nu individual. Iar ar fi impardonabil ca în martie să nu facem un
cuvânt de slavă către genul frumos și să mă lași să spun ce am mai spus odată. Asta fiind și darul nostru către genul frumos, că tot în zilele astea este salbă de sărbători și bine se face. În 365 de zile cât are cuprinsul anul ar trebui nu doar un 8 martie să fie acolo, ci toate celelalte zile, dar fără 8 martie. Și spun asta pe post de moto final. Femeia este al cincilea anotimp în care natura se odihnește, amintindu-și de toate florile primăverii, de toate privighetorile verii, de toți strugurii toamnei și de toate ninsorile iernii. Vă îmbrățișăm cu putere și cu inima noastră, mulțumindu-vă tare frumos tuturor pentru această oră de vorbe alese. Mulțumesc pentru invitație. La revedere!